ok. Înainte să continuăm, vreau să știu cine e prima oară la un spectacol aici. Să aplaudi. Prima oară cine a venit aici. Ia uite, incredibil. 6 oameni, foarte bine. Mă omorâți. Dacă voi o să auziți lumea noi în continuare. Până și gluma asta e veche. Că oamenii care vin mai des la stand-up au văzut că aici se mai repetă glume. Ați văzut, nu? Dar e ok, că și voi dați aceiași bani. Nu? Ce pe caz? Fii și voi mai inventiv și mă chinui și eu mai mult. Că e acest stres, nu știu dacă ați cuvrat stand-up, să nu faceți, că suntem destui. Dar ăsta e principalul stres când faci stand-up, că trebuie să mai repezi glume și te omoară, nu-i tocmai ok, dar pe altă parte mă gândeam că noi facem stand-up de vreo 10, 11, 12 ani, parcă nu e așa mult timp să repezi. Bun, adică chiar, mă, sincer, nu mi se pare așa, mă gândeam la săracii Rolling Stones, cu bune, ei cânta Can't Get No Satisfaction din secolul 18. La Eric a devenit efectiv a Can't Get No Satisfaction. Cred că săracul Mick Jagger, numai că de-a început ăla cu tom, tom, tororom, e futu-s mult. Hai, încă o dată. Să văd dacă mi-aduc aminte. I can't get no! După aia că nu mai suportă, ok, acum doar voi. Ați văzut că la concerte melodiile celebre sunt cântate numai de public, ați văzut? Cu logic, artiștii sunt sătui de ele, nu le mai suportă. Mă uitam la un concert cu Robbie Williams când e de cântat Angels, el zice doar, aseară o iei și pleacă. Bună, și nu se simte că toată lumea there's an angel come to play my soul. Doamne, ce tare, e Robbie live! And we know the places where we go. Să dai 100 de euro ca să cânt singur ca prostul? Mai bine face asta acasă, moca, bune, sau mai bine, strângem noi 50.000 și cântăm ce vrea pula noastră. Nu e aiurea, te duci la un concert YouTube, sunt doar melodii de la YouTube, dar poate ți-e îți place și de pe jumătate, ce te faci? Așa a apărut Hărea Brânci.